Directorii liceelor cu profil tehnic din Gorj au fost convocați vineri 16 ianuarie 2015 la o întâlnire de lucru sub genericul Parteneriatul Social, vector pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic din județul Gorj, organizată de Consiliul Județean Gorj și Inspectoratul Școlar Județean, în parteneriat cu Patronatul IMM-urilor, Camera de Comerț și Industrie Gorj, asociații profesionale, agenți economici și oficii de turism. Întâlnirea a avut ca temă o analiză privind corelarea noilor programe de orientare școlară și profesională cu necesitățile obiective ale pieței forței de muncă din județul Gorj. La întâlnire au avut loc dezbateri aprinse atât reprezentanții agenților economici cât și cei ai liceelor, căzând de acord că trebuie luate măsuri pentru ca elevii care nu au un nivel intelectual ridicat să fie îndreptați spre școlile profesionale. Cred că acum dascălii de aici și la recomandarea domnului președinte pleacă convinși că trebuie să crească gradul de exigență în sensul ca să învețe copiii carte. Să învețe carte. Cine are carte are parte acum și pururea vecilor. Eu cred că marile companii trebuie să-și prevadă fonduri, bani, pentru pregătirea profesională. Nu reconversie că le apără la 50 de ani și îl face din sudor tăietor cu bonfire-ul. Nu. De acum, din școli. Pentru că e mult mai bine să iau un copil din școală, să-l pregătească, să învețe carte, să facă practică, dar să existe și o posibilitate de a-l ține după aceea. Mulți agenți economici îmi spun și multe cunoștințe și prieteni. Dom'le, l-am învățat meserie. A stat 5 ani lângă mine și când a priceput totul, s-a urcat în avion și a plecat. Asta ne spunea și domnul Sabin Popescu în ședință. Noastră ați pățit-o, dar am înțeles că nu vă pare rău. Nu, nu-mi pare rău, fiindcă acesta este circuitul. Noi trebuie să îi pregătim pe toți. La ora actuală, în construcții, este o situație foarte dificilă, fiindcă oamenii îi iau după băncile școlii, formează lucrători în rigip, sunt amenageri interioare și așa mai departe, și după aceea pleacă și lucrează în străinătate. Nu-i nimic, foarte bine, să duc unde le e mai bine, fiindcă noi la nivelul economiei de acum nu putem să oferim acelea salarii. Noi trebuie să facem în continuare, să-i pregătim, fiindcă o să se umple până la urmă și acolo. Și mai este încă un aspect, își vor da seama cei de acolo, băi, stai așa, că românii sunt foarte buni meseriași, hai să mergem noi cu investiția acolo, odată că găsim forță de muncă calificată și în al doilea rând salariile sunt mai mici acolo decât venind aici la mine. Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, Ion Ișvan, spune că acum există chiar metode de a-i motiva pe copii să meargă la profesională. Începând cu 1 septembrie, se reînființează învățământul profesional după clasa 8-a cu durata de 3 ani, pentru că, așa cum ați văzut și dumneavoastră, dezbaterile, discuțiile care au avut loc azi aici, i-au incitat pe foarte mulți, au fost interesante și eu sunt convins că prin cei care au fost în sală, dar și mai mult prin intermediul dumneavoastră, vor ajunge la părinți, principalii beneficiari ai activității noastre, pentru că până la urmă nu putem să creăm un învățământ profesional sănătos și serios fără aportul părinților. Practic, învățământul profesional se bazează și pe alte facilități pe care Ministerul Educației Naționale le oferă copiilor care se vor regăsi în aceste clase începând cu 15 septembrie 2015, cum ar fi 200 de RON pentru fiecare copil înscris la învățământul profesional. Eu am vrut și am ținut foarte mult să aibă loc această întâlnire, pentru că în momentul de față, toți cadrele didactice care sunt titulare în sistemul de învățământ preuniversitar din Gorj au catedra asigurată din toamnă. Practic, clasele pe care le vom înființa pe învățământ profesional nu au nicio legătură cu normele colegilor titulari în învățământ. Ne-a preocupat și ne preocupă ca acele clase pe care le vom forma să fie utile, iar cât mai mulți din copiii care vor absolvi aceste clase să își găsească cât mai repede un loc de muncă. Dar spuneați că personalul are normele deja făcute. Cine va preda în aceste școli profesionale? Cei care sunt deja în... Sunt toți cei care sunt în... Ingineri, maestri, în domeniu? Economiștii, profesorii care lucrează deja. Ce predau acum dacă nu există școli profesionale?
Nu, sunt la liceele tehnologice și sunt, se completează unele cu altele. Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean Gorj, a declarat că este nevoie de o deschidere mai mare spre colaborare între părinți, copii, dascăl și mediul de afaceri. Eu fac parte, potrivit legii, din Comitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social. Și am văzut anul trecut cum se discuta de dezvoltarea învățământului de profil tehnic. Sunt adeptul acestei specialități și am spus că mie nu mi se pare corect până nu studiem piața și oferta pieței muncii la nivelul județului Gorj. Pentru aceasta nu e suficientă baza de date de la AJOFM. E nevoie să vedem pulsul real al agențiilor economici de la nivelul județului din toate domeniile de activitate. Eu zic că astăzi a fost în mare parte realizată această condiție de a ne întâlni ca parteneri cei din educație cu cei din mediul economic. Ce am observat? Am observat că fiecare știe despre celălalt și mai puțin, unul pe altul. Și mai puțin arată deschiderea de ce trebuie să fac. Iată, asta scoate de evidență și le spuneam de fiecare dată, lipsa de comunicare, lipsa de parteneriate. Iată cât de importante sunt parteneriatele. Ce am mai observat și tot la fel o spuneam, nu se poate vorbi de educarea tineretului fără relația dascăl-părinte și mediul economic. Și să avem practic o plasare a elevilor în sistemul educațional, începând cu ce, iată că s-a revenit și e un lucru foarte bun, a avut din toate timpurile tradiție învățământul nostru să facem meserii. Meseria e brățară de aur. Și atunci să-i pregătim de la ucenici să aibă o meserie la școală de 2-3 ani de zile, să aibă o meserie de la o post liceală, să aibă o meserie și bineînțeles că are căile deschise să ajungă prin parcurgerea acestor etape și la nivelul cel mai înalt de educativ, absolvirea unor facultăți, mediului din cadrul studiilor superioare și să ajungă cu adevărat un bun specialist cunoscător în domeniu. Toți participanții la întâlnire au căzut de acord că e necesară pregătirea elevilor pentru meserii prin reînființarea claselor de profesională.